4 pentru bolnavi sau pacienții ortopedici sunt doar câteva dintre bunurile donate Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga. Ajutorul vine din partea Asociației Franceze DGCL, care are o colaborare de mai bine de 20 de ani cu instituțiile de resort din țara noastră. Donația vine să sprijine autoritățile în contextul crizei umanitare cu care se confruntă Republica Moldova. Valentina Saghin activează în calitate de asistentă medicală de peste 4 decenii. Ea spune că echipamentele îi vor ușura munca în secțiile unde sunt internați zeci de pacienți. Aceste paturi sunt electrice și sunt foarte bune pentru pacienții noștri. Aceleși saltele care cu timpul se deteriorează și avem nevoie să le schimbăm. Din această donație am primit și aceste scutice, care sunt foarte importante pentru îngrijirea pacienților. Ajutorul umanitar vine în susținerea pacienților internați la terapie intensivă. Paturile medicale speciale sunt un produs destul de scump. Nu de fiecare dată putem să ne permitem să reînnoim aceste dispozitive an de an. Și atunci când partenerii noștri externi vin cu un astfel de suport, este un beneficiu. Acele resurse financiare putem să le redirecționăm suplimentar pentru alte activități. Le but, c'est améliorer la condition du bolnav. Scopul este să îmbunătățim condițiile pentru cei bolnavi. Implicarea mea aici, în domeniul medical, social și educativ, este mereu pentru a-i ajuta pe oameni. Am venit să văd cum sunt folosite echipamentele. Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga este cea mai mare instituție medicală din Republica Moldova și dispune de 795 de paturi, în cadrul căreia funcționează 22 de secții spitalicești.